Dacă nu întreabă cineva ce faci și spui că ești planificator spațial, na, nu suport rutina, omoară orice. A studiat de la 7 ani pictura și a învățat deopotrivă să sculpteze. A studiat arhitectura încă din liceu, iar la facultate a ales specializarea urbanism. Îi place să creeze și să picteze biciclete. A lucrat în publicitate, unde a făcut design grafic și ilustrație. În 2016, o lucrare a sa a apărut în revista Lurzers Arcad, printre cele mai bune 200 de ilustrații din toată lumea. El este Filip Letinu. Ce faci, Filip? Bine, am venit să ne întâlnim. Ai venit? Hai! Da. Așa. Ești pregătit să ne arăți câteva lucruri din lumea ta? Foarte pregătit. Ești foarte pregătit, da? Da, foarte. Așa, unde mergem? Mergem prin București, ne plimbăm cu bicicletele. Și apoi unde mergem? La Facultatea de Arhitectură. Adică facultatea asta, Filip, da? Da. Stai, stai că facem o fotografie așa, ne aduce nouă noroc. Ia, vino încoace. Filip, tu te-ai născut într-un orășel nici prea mic, nici prea mare, în Buzău. Buzău, da. Și știu că nu ai vrut de când erai tu mic să te faci artist plastic, ci la început ai vrut să faci muzică. Cum a fost asta? Ba, am vrut, nu... am vrut să fac, să fiu la desen, dar prima oară am dat proba la secția de muzică, să dădeau probele mai înainte sau... Deci era liceul de artă și... care avea da, era liceul de artă și avea două variante, muzică sau arte. Și am dat proba la muzică împreună cu un vecin, un coleg, și am picat... proba foarte, foarte relaxați. Așa, ce ați făcut? Am fost la arte. Ne-au pus să aplaudăm după un ritm, nu știu, ceva da? De genul. Să replici un ritm, da, să, din palme, nu? Da, și nu, mai mult am râs decât să dăm din palme și ne-au trimis la arte. Dar ți-ai dat seama că ai talent sau desenai înainte? Nu, dar desenam înainte, având surorile mai mari la arte, mergeam în timpul liber pe la pere, pe la ateliere și mai desenam. Știu că ai făcut și liceul de arhitectură. Când am terminat eu clasa 8-a, tocmai s-a ramificat iar, s-a făcut și secție de teatru și secție de arhitectură, pe lângă arte și muzică. Majoritatea colegilor din clasă s-au mutat la arhitectură pentru că... Și tu voiai la desen, nu? La pictură voiai să rămâi. Nu m-am gândit niciodată că o să dau la arhitectură pentru că nu exista secția. Când a apărut a fost ceva spontan și toată lumea s-a mutat, se spunea pe vremea aia că artiștii cam mor de foame, în general. Era și cu arhitectura să fac bani. Și... culmea că tocmai când am terminat noi facultatea, am început cu criza imobiliară și nu se mai făceau angajări. Era piața moartă, arhitectură, și a fost nevoie să ne reprofilăm din nou.